Îți place să lovești bătrâni? După ce săptămâna trecută a fost prins, în această dimineață tâlharul care a torturat și jefuit doi soți în vârstă de 80 respectiv 82 de ani din Ghereseni a fost supus testului poligraf, procedură importantă în derularea anchetei efectuate de polițiști și procurori. La vederea camerelor de filmat, individul și-a acoperit fața. Agresorul în vârstă de 38 de ani are antecedente penale, fiind cunoscut drept un infractor deosebit de violent. Bărbatul a fost prezentat instanței de judecată care a emis mandat de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Reamintim că în urmă cu aproape două săptămâni, doi bătrâni, soț și soție din comuna Ghereseni, au fost jefuiți de un individ mascat care a intrat la ei în casă în toiul nopții. Bărbatul i-a bătut cu pumnii și picioarele până când cei doi au cedat și i-au spus individului unde și-au ascuns economiile strânse în ultimele luni. Tâlharul a luat 1200 de lei din locuința victimelor, iar cei doi soți care au trăit clipe groaznice au fost spitalizați. Autorul a fost prins abia săptămâna trecută într-un tren personal care se îndrepta către Brăila. Bărbatul, originar din Prahova și care locuia fără forme legale în București, a fost arestat preventiv pe o perioadă de 30 de zile. Identificarea și apoi reținerea tâlharului s-au făcut în urma unei colaborări între specialiști în investigații criminale din Buzău, Capitală, IGPR și polițiști de la birourile transporturi feroviare din Buzău și Brăila.